Bun, nu uitați să învățați ultima lecție, că dacă nu, jar mâncați. Nu vă trec clasa și nici nu intrați în bac. Și nu uitați să faceți un portofoliu din toate lecțiile. Ați înțeles? Da. Dumitre, tu ai înțeles? Da, doamnă, am înțeles. Ce ai înțeles? Să facem un portofoliu din toate lecțiile și să învățăm ultima lecție, că dacă nu, nu intrăm în bac și nu trecem clasa. Ați înțeles? Da. Dumitre, tu ai înțeles? Dar ce morți să mă întreb pe mine individual? Ha? Eu ce-s așa special? Ce ai tu cu mine? Da, am înțeles. Dar asta nu înseamnă că o să și fac portofoliu sau o să învăț despre rahatul ăla. Adică ne pui morți sămătii să scriem ce avem deja căcaturile din caiet pe alte foi, căcaturile pe care nu o să le învățăm oricum, pe alte foi, mai folosim și portofoliul ăla de plastic și rosim o grămadă de hârtie. Mă, ție nu-ți pasă de natură în morți sămătii? Deloc nu-ți pasă? O să mă vezi tu când fac căcaturile astea. O să învăț, o să fac portofoliu, că nu știu ce. Atunci când o să îmi fie viața în joc, morți sămătii de căcată. Leo? Da? Hai și afară, că am treabă cu tine. Vin acum. Ce dracu vreți, mă, că am și o treabă? Numai voi aveți treaba, am și eu aici. Mă, scoateți mereu afară numai pentru căcaturile voastre, care îmi iau toată ziua și nu mai am și o timp să fac lucrurile mele. Ai făcut unde mic curăva? Stai mă că glumeam! Nu pot să înțeleg de ce un astfel de gunoi poate să aibă atâta succes pe YouTube. Chiar nu mai am încredere în umanitate, mai ales cea din România. Punct. De ce morță măsii face ăsta 1.000.000 de vizualizări și eu de-abia de trec de 100? Adică mort să mă zic, ăsta face un gunoi ordinar și toată lumea îi dă hate. Tocmai din cauza hate-ului, oare trebuie să fiu urât ca să fiu popular? Adică ce logică e asta? Adică dracu, s-a întâmplat cu Morg, cu Enes Batur, cu Vlad Alexandrescu. Ok, Dumitre, hai că poți. Hai că poți, du-te, spune ce gândești, cine știe, poate crede și ea același lucru despre tine, adică vă înțelegeți destul de bine, vă cunoașteți de mulți ani. Hai, fă-ți curaj și du-te, hai, ok. Bună, uite, am vrut să zic o chestie, atâția ani, e, chiar știu că e foarte ciudat după atâția ani să-ți zici de-abia acum, dar te plac foarte mult și... Vreau să știu ce crezi și tu despre mine, adică chiar te consider o fată extraordinară. Păi și eu te consider un băiat foarte bun, dar am iubit. Îmi pare rău. Nu trebuie să cer scuze, adică înțeleg și eu, e normal, adică iubit, nu pot să accept încă unul, ar fi stupid. Am vrut numai să-mi iau piatra asta de pe suflet și să zic, să știu ce crezi și tu și care sunt șansele între noi doi. Vreau să mă mai duc la școală, nu mai vreau să trăiesc, vreau să dorm și să nu mă mai trezesc niciodată. Vreau să mor în somn. Mi-aș pula în viața mea. Ce tot fluier, bă, că mi-aș pula în fluierătoarea ta. Taci dracu din gură. Dar ce ai, mă, ți-am făcut ceva, calmează-te. Mă băga mea și pula în mătea de handicapat, tași din gură, nu mai vorbi tu înapoi la mine, că să vezi ce-ți trag o palmă. Bine mă, gata, tac, nici nu mai fluier. Păi fu-te în gură să te fu de handicapat, de nu bag eu pula în măta. Te crezi tu șmecher, mă, bă, pișpiriu pulii mele. Alăgu de popândău, că de nu iau acum un cuțit și stai gâtul. Sau și un shotgun, dacă aș avea, ți-aș zbura creierii, aș zbura tot sângele pe pereți. Tu te îngură să te fude handicapat, că de un tomor. Hai rog și sănătate, eu sunt Dumitru și bine ați venit la un nou videoclip. Sau mă rog, deja ați văzut, deci nu e un bun venit, e un la revedere, un fel de la revedere. Deci, îmi pare rău că n-am mai postat de 3 săptămâni. Spuneți-mi în comentarii dacă v-am lipsit sau dacă v-ați gândit vreo țără la mine. Nu că vreau puțină atenție sau ca să știu dacă vă pasă. Dar numai așa sunt curios. Glumesc, chiar îmi pasă și chiar
Vreau să știu dacă va păsa de mine. Vreau și puțin atenție. Sper că acum înainte să postez mai des, deci chiar sper, eu am timp, dar parcă mi-a fost lene și nu m-am gândit, da, cu toată lenea asta nici nu mi-a venit să îmi prelucrez ideile și să îmi spun, bă, ideea asta e bună, pot să o prelucrez, nu e așa de greu, numai nu-mi dau eu silința ca să o prelucrez și să o pun la capăt, așa să o pun într-un clip și chiar să iasă și chiar să fiu mândru de clipul ăla. Am fost și încurajat de un coleg, știi tu cine ești, mulțumesc foarte mult. Și oricum, sincer, am fost și descurajat de un anumit lucru care o să se întâmple cu YouTube în ianuarie. Practic asta nu... Ce? Cam așa... Se întâmplă, deci așa e de enervant, pentru că căcaturile astea și trebuie să-mi dau astea jos și îmi ia tot cheful. Deci, cum ziceam, în ianuarie o să se întâmple ceva legat de guvern și de COPA. Să vă explic situația. YouTube a luat informații, a colectat informații despre copii și a plătit o amendă de 140 de milioane de dolari, cam mai mult de atât. Aparent nu e mult pentru ei, dar faza e că acum o să facă niște modificări la YouTube. Și acum, după ce că nu poți să înjuri, asta hai că să zicem, înțeleg, trebuie family friendly, nu poți să faci edgy, dar acum nu poți să faci nici content pentru copii. Altfel, ți se ia 60% din, sau 90% maxim din ad-uri, nu o să mai primești atât de mulți bani, de-abia o să mai primești bani pentru clipurile care o să fie marked ca și pentru copii. Și altă chestie, dacă zici tu acolo, bă, nu e pentru copii. Și guvernul, așa, YouTube-ul, algoritmul lor, o să zică, este pentru copii, riști să primești o amendă, să fii dat în judecată pentru 42.000 de dolari per clip. Presupun că se pune dacă ai pus la multe clipuri nu pentru copii și toate au fost pentru copii, luate după algoritmul lor, care cine știe dacă e corect sau nu. Pentru că efectiv mulți oameni fac animații, fac review-uri la jocuri și alte chestii care ar fi pentru copii. Asta ar înțelege oamenii. Dar nu este targeted, nu este fix pentru copii. Dar acum YouTube, dacă a făcut o prostie, noi trebuie să suferim din cauza asta. Nu știu dacă e neapărat din cauza lor, din cauza YouTube-ului, că e vina lor, dar și guvernul ăsta îmi bag eu pula în ei, așa mâine. Nu știu, chiar... După ce că YouTube-ul deja avea niște probleme, mari probleme, acum se cam dă dracu. Și pe YouTube poți să stai, poți să faci YouTube, doar că faza e că nu poți să faci bani și nu poți să primești nici vizionări să fii foarte popular ca să primești și brand deal-uri și sponsorizări sau nu știu mai ce, pentru că dacă o să se întâmple faza aia cu clipul tău pentru copii, marked, așa, dacă mă înțelegeți, atunci nu o să mai fie nici recomandat, nu o să se mai dea notificări. Și să vă mai explic o chestie ca să vă fie clar. Ad-urile care o să vă fie luate, adică 60-90% din ad-uri, se iau pentru că alea sunt targeted pentru copii. Sau mă rog, pe diferență de vârstă. Anume că o să-ți ia targeted ads, care sunt mare parte din ad-uri, și o să rămâi numai cu câteva ad-uri. Acum, eu cam asta am înțeles din situație, că, pentru că ad-urile sunt făcute pe o bază de date, luate de la tine, ca și persoană, ca și cont de YouTube. Și fiind faptul că YouTube-ul nu mai are voie să ia informații despre copii, nu mai are voie nici să le dea targeted ads, pentru că asta înseamnă că le-a luat date ca să știe ce vor ei și să le dea ad-uri specifice. Sper că m-ați înțeles până acum. Mă și întreb dacă v-am plictisit cu toate detaliile astea, probabil pentru că nici nu vă pasă, dar în fine, am vrut și o să-mi zic opinia după ce cu o grămadă de oameni, mă rog, în străinătate au vorbit despre chestia asta, nu știu dacă în România s-a vorbit despre chestia asta, dar în fine, eu cum văd să evolueze YouTube-ul este că oamenii o să înceapă să-și facă conturi de Patreon ca să le doneze oamenii și astfel o să poată să facă content și pentru copii sau cel puțin care ar fi caracterizat pentru copii. Pentru că altfel oamenii nu o să aibă bani ca să facă clipurile acelea și trebuie să stea într-o zonă foarte îngustă să faci anumite clipuri specifice care să nu fie edgy, să nu aibă înjurături, dar nici atât de family friendly ca să fie pentru copii. Să fie efectiv în mijloc. Și e foarte derutant. Nu
post chiar așa de ușor. Nici nu știi cum o să funcționeze algoritmul care o să fie aplicat în ianuarie. N-ai de unde să știi. S-ar putea să fie cu du-te vino sau nu știu cum să descriu. Ca și la demonetizare. Adică tot înjuri, dar unii oameni care înjură tot primesc ad-uri, tot nu sunt demonetizați. Și s-ar putea să meargă, adică să fie clipul fix pentru copii, îl dai not for kids ca să primești bani și merge. Dar de data asta e un risc cu atât mai mare. E ca și faza cu centura sau, eu știu, cu permisul. Efectiv, tu conduci fără permis sau fără centură, te oprește poliția așa din noroc. Între ghilimele, că practic e ghinion. Din noroc, norocul prostului. Și ce se întâmplă? Îți dă amendă. Ca și în situația asta de altfel. Poți să te riști, se poate să nu se întâmple nimic, dar până la urmă s-ar putea să iei o amendă de 42.000 de dolari. Nu știu dacă o să se întâmple neapărat atât de multe cazuri de genul ăsta. Dar cine știe, după ce că unii s-ar putea să fie idioți și să încerce și dacă e adevărat, atunci o să se dea dracu cu atâția bani să trească să plătească, ceea ce e un cancer odian, adică de ce trebuie să plătești atât de mult, chiar nu pot să înțeleg. Numai pentru că, nu știu, ai făcut clipuri pentru copii și ai zis că nu e pentru copii, după ce că și alți adulții ar vrea să se uite. Nu știu, e foarte stupid. Nu prea înțeleg chestia asta. Dar de altfel YouTube-ul se duce dracu. Nu prea mai... Trebuie să fii privilegiat pe YouTube. Trebuie să ai noroc să... Nu știu ce să mai zic. Deci, eu oricum nu făceam niciun ban. Deci, presupun că eu o să fiu ok dacă pun acolo pentru copii ca să nu primesc vreo amendă. Mă rog, da, deja prea am trâncănit spre chestia asta, că dintr-un clip așa care am încercat să fac să râdeți. Și dacă ați râs foarte bine, de la asta am trecut la chestii triste. Că se duce dracu YouTube-ul. În fine, eu o să mai continui. Vă promit că eu o să continui să fac YouTube și o să fac tot ce pot. Nu prea fac eu niciun ban, așa că o să fie cam la fel. Presupun că o să pot și să-mi iau un job sau ceva, așa să-mi continui viața, să fac bani și să fac YouTube part-time. Deci da, presupun că deja am făcut clipul de 10 minute ca să am și eu mai multe ad-uri, deși nu primesc niciun ban. Nu știu, tot am o țâră ambiție, știți, să fac clipul de 10 minute, tot să mai pun niște ad-uri pe acolo și tot să fiu cu gândul că o să primesc vreun bănuț. Dracu, probabil o să treacă câțiva ani până o să scot eu prima plată la YouTube, cine știe. În fine, sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați like, share, subscribe pe lângă și eu cam atât am avut de spus. Hai marș!